Sala Unirii din Alba Iulia a găzduit astăzi cea de-a cincea ediție a simpozionului In Memoriam Ion Gavrilo Goranu 1923-2006. Evenimentul a fost dedicat memoriei unuia dintre cei mai cunoscuți luptători anticomuniști, Ion Gavrilo Goranu, care a trăit în apropiere de Alba Iulia la Galtiu. Invitat special în cadrul acestui simpozion a fost Liviu Pleșa, consilier superior al Direcției de Cercetare din cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Mă bucur să mă aflu Alba Iulia cu prilejul celei a cincea ediție a simpozionului dedicat memoriei Ion Gavrilo Goranu, mare luptător pentru a rezistenței anticomuniste împotriva regimului comunist. Dorim cu această ocazie să cinstim memoria lui, cât și a miilor de luptători care și-au pierdut viața sau și-au pierdut tinerețea, și-au pierdut destinul în lupta împotriva regimului comunist. Și în județul Alba a fost unul dintre județele, putem spune, fruntașe în acest domeniu. Avem câteva mii de oameni care au luptat în munții Apuseni și pe văile Mureșului, a Iudului, Gălzii, împotriva regimului comunist, care mulți dintre ei s-au stins în uitare sau chiar și acum trăiesc fără să fie cunoscuți de nimeni. Așa că sper că cu această ocazie și cu această ediție a simpozionului să readuc acest subiect în atenția opiniei publice și în atenția tuturor locuitorilor acestui județ care să fie interesat să afle cât mai multe despre oamenii care au luptat în rezistență, despre Ion Gavrilo în special, dar și despre, cum spuneam, acei mii de oameni care, conjudețenii noștri, care și-au dat viața împotriva regimului comunist, în lupta împotriva regimului comunist. În anul 2009, Ion Gavrilo Goranu a devenit inclusiv personaj de film. Viața și lupta sa anticomunistă, dar și a celorlalți partizani din grupul Carpatin, fiind transpusă în filmul Portretul luptătorului la tinerețe, realizat de regizorul Constantin Popescu.